Salutare, oameni buni, și bine v-am regăsit la un nou clip. Vă place studioul meu? Am un candelabru aici, mai vechi așa, dar nu contează. Important este că astăzi o să facem un review la căștile Bluetooth A+ SBG One. Unboxing-ul la aceste căști îl găsiți pe canalul meu. Am să vă las un link în descriere, în cazul în care nu l-ați văzut până acum. Le-am testat în proporție de o lună, o lună și jumătate, în așa fel încât să îmi pot face o idee despre aceste căști. Și zic că hai să-i dăm drumul la review. Căștile A+ SBG One sunt mai bune decât mă așteptam eu să fie. Sunetul se aude destul de clar și tare. Chiar și date la maxim, sunetul rămâne la fel de clar. Dar eu nu vă recomand să ascultați la maxim pentru că riscați să surziți. Basul la aceste căști este un lucru care m-a surprins destul de tare și aș putea să spun că este chiar super. Basul se aude foarte, foarte bine și foarte, foarte clar, aș putea spune. Sunetul dă puțin senzația de înfundat, dar eu zic că este ok pentru prețul acestor căști. Să vorbim puțin despre bateria acestor căști. Nu am folosit până acum altă pereche de căști wireless ca să le pot compara, dar pot spune că bateria acestor căști este chiar wow. Adică am ascultat în cursul a 2 săptămâni muzică aproape în fiecare zi, în jur de o oră și jumătate, cam așa, aproape în fiecare zi, nu chiar în fiecare zi. Și pot spune că bateria a ținut timp de 2 săptămâni. Am fost foarte surprins. Deci aș putea să spun că are o autonomie de 8 ore garantat, cât scrie și pe cutie. Am văzut că și pe cutie era scris. Da. Working time 8 hours, dar pot spune că duc și până la 10 ore liniștit. În momentul în care bateria căștilor este pe terminate, veți auzi un sunet în cască, low battery, și veți ști să puneți căștile la încărcat. Căștile se încarcă relativ repede, în jur de 2 ore și jumătate, 3 ore, pe acolo, dar eu zic că este destul de repede pentru autonomie de 8 ore până în 10 ore. Pe casca din partea stângă, unde se află left, sunt butoanele de care avem nevoie, și anume play și stop. Stați că sunt pe partea asta, play și stop, pentru a închide și deschide căștile și de asemenea pentru a deschide apelurile, iar pe partea cealaltă sunt butoanele de volum, minus și plus. O chestie interesantă cu aceste butoane de volum, de exemplu, dacă ascultați muzică pe YouTube și vreți să dați volumul mai tare și apăsați o singură dată pe acest buton, nu vi se va modifica volumul, ci se va schimba melodia de pe YouTube. Pentru a modifica volumul la aceste căști, trebuie să țineți apăsat pe buton. De asemenea, și pentru a scădea volumul, la fel. Așa veți scădea volumul ținând apăsat pe buton și nu apăsând doar o dată, pentru că vi se va modifica melodia. Tot pe această parte stângă mai găsim și mufa de încărcare și mufa jack și, bineînțeles, microfonul. Și de asemenea avem un LED care ne arată dacă căștile sunt conectate prin Bluetooth sau nu. În acest moment nu sunt conectate, deci vedeți cum pulpuie beculețul între culorile roșu și albastru. În momentul în care sunt conectate, beculețul va fi albastru. Și în acest moment sunt stinse.
Microfonul din partea aceasta nu este extraordinar. Aș putea spune chiar că nu este bun deloc. Voi veți auzi foarte bine în căști persoana care v-a sunat, dar din păcate persoana nu vă va auzi pe voi foarte bine din cauza acestui microfon foarte slab. Adică se aude, tu te auzi, dar foarte, foarte înfundat, foarte departe, fiind de senzația că ești foarte, foarte departe, deci recomand să nu îl folosiți pentru că nu este bun și nu mai vă veți chinui să vorbiți cu cineva. Căștile stau ok pe cap, doar că pe mine mă incomodează puțin acești bureți. Parcă vin prea strânși pe ureche, iar mie nu-mi intră toată urechea aici. Ceea ce înseamnă că mai rămâne pe afară din ureche și mă deranjează destul de tare. De aceea nici nu pot să port aceste căști mai mult de o oră și jumătate, pot să zic maxim. Peste o oră și jumătate simt nevoia neapărată de a le da jos. Sunetul nu este antifonat foarte bine, chiar și cu căștile date aproape de maxim, tot se aude ce se întâmplă în jurul tău. Aud și mașinile când trec pe lângă mine. Se aude destul de ușor sunetul de afară. Bine, asta nu este un lucru rău în cazul acesta, deoarece dacă ești claxonat de o bicicletă sau o mașină și așa mai departe, vei auzi foarte ușor și te vei da la o parte. Nu recomandă folosirea căștilor cu volumul dat la maxim, pentru că riscați să surziți. Căștile de asemenea vin și cu un cablu jack, în cazul în care ți s-a terminat bateria și nu ai posibilitatea să le încarci. Am testat aceste căști și cu cablul jack și un lucru tare ciudat mi s-a părut faptul că cu acest cablu căștile se aud mai prost decât prin Bluetooth. Nu au același bas, iar sunetul este foarte slab. Cu căștile date la maxim, sunetul se aude foarte, foarte slab, în comparație cu Bluetooth-ul conectat, care se aude extraordinar de bine, mai ales dacă dai căștile la maxim. Căștile acestea cu volumul dat la maxim și cu cablul jack băgate în acestea, se aud ca și când ai asculta pe Bluetooth cu volum normal. Dar ele sunt date la maxim cu cablul jack. În momentul în care scot cablul jack și le conectez pe Bluetooth, cu volumul la normal se aud ca și când ar fi la maxim cu cablul jack. Iar dacă îi dăm maxim, se aud extraordinar, iar basul este extraordinar pe Bluetooth. Un lucru tare ciudat din punctul meu de vedere. Să vorbim puțin despre conectivitatea Bluetooth a acestor căști. Aceasta se face imediat ce ai dat drumul Bluetooth-ului de la telefon și se păstrează pe o distanță de 10 metri. După ce depășești această distanță, vor începe întreruperile. Am testat această distanță prin doi pereți subțiri și mergeau fără probleme. Am forțat mâna și am vrut să văd dacă merg prin trei pereți, dar au început întreruperile. Ele mergeau, dar se mai și întrerupeau din când în când. Însă conectivitatea Bluetooth, cât timp căștile au fost în preajma telefonului, nu s-au deconectat niciodată. Așadar, aș putea spune că conectivitatea la aceste căști este foarte bună. Per total, avem așa, baterie bună, sunet bun, conectivitate bună, bas foarte bun, preț foarte mic. Aș putea spune că aș cumpăra căștile astea între prețul de 70 și 100-110 lei. Mai mult nu. Mai mult nu aș da pe aceste căști. Între prețul acesta aș cumpăra căștile astea oricând.
Ca și părți negative a acestor căști, microfonul foarte slab, sunet slab prin cablul jack, butoane din material ieftin, dar auziți cum se aud. Dar cam acestea ar fi părțile negative, vin și în strânsă legătură cu prețul. Nu poți cumpăra ceva ieftin și bun la toate. În mare parte, dacă ești la prima pereche de căști Bluetooth, recomand această pereche de căști fără mari ezitări. Eu vă mulțumesc că v-ați uitat la acest review. Nu uitați să vă abonați și să dați un like, deoarece dacă vă plac aceste review-uri, vom mai face și altele. Noi ne revedem data viitoare. Ciao!